Doamnelor și domnilor, ne bucurăm că sunteți alături de noi. Fundația Calea Victoriei, care, iată, se manifestă în spațiul bucureștean de 7 ani, și-a propus să facă parcursuri, să facă întâlniri, discuții, ba, să scrie și cărți despre ce altceva decât despre București. Și ne-am dat seama că una din temele foarte interesante și aș zice și foarte corecte este aceea de a vorbi alături de români și de celelalte naționalități care au contribuit la configurarea, la întemeierea, la dezvoltarea, la decadența acestui oraș. Pentru că putem vorbi și de așa ceva. Și unul din subiectele cele mai ofertante au fost grecii. De aceea, la capătul unor întâlniri, cred că printre dumneavoastră se află și din acei bucureșteni care au răspuns invitației de a veni la Uniunea Elena și am petrecut acolo o dimineață alături de directoarea editurii care a scos volumul, doamna Elena Lazar. Grecii însă pot să prezinte un evantai mai larg al implicărilor în istoria Bucureștilor și asta ne-a și făcut să lucrăm această carte, aspectele tehnice, aspectele de editare cu destule taine, o să ni le prezinte doamna Lazar. Eu m-aș întoarce la greci, grecii care sunt foarte prezenți în spațiul bucureștean și pentru că Bizanțul se prăbușește la 1453, să amintim că la 1459 avem primul document atestând existența Bucureștilor. Evident că era vorba de o situație anterioară. Ori, prăbușirea Bizanțului ce a însemnat? Grecii au căutat să se salveze. Și unul din spațiile de refugiu, de liman, de constituire a unei diaspore, l-au reprezentat țările române. Și așa se face că încă din primii ani a existenței certificate a capitalei noastre, figurează și greci. Grecii au rămas de atunci și până în zilele noastre, și asta trebuie să o spun de la început, pentru că n-ar fi putut apărea această carte. Noi ne-am ostenit, dar noi rămânem niște intelectuali mai modești și fără bani, nu? Ei, au intervenit acești greci întreprinzători existenți în spațiul românesc, care au făcut cu putință apariția cărții. Acest element, acest caracter dinamic al prezenței grecilor în spațiul nu numai bucureștean, ci în spațiul românesc în genere, este o caracteristică. O caracteristică pe care vă invit să o aveți în vedere ori de câte ori vă gândiți la ei, la evrei sau la armeni. Și poate că asta face parte, dacă vreți, și din norocul pe care l-au avut românii. Suntem un popor extraordinar, există și un slogan acum pe toți pereții, să fim mândri că suntem români. E și asta o mândrie. Suntem foarte mândri. Dar de ce? Când e vorba să explicăm, schimbăm vorba. Ori, felul nostru tolerant de a fi, de multe ori, vizează indiferența. Ospitalitatea noastră. Este și asta puțin discutabilă. Dar una peste alta, suntem un popor foarte receptiv. Și mai avem o însușire pe care trebuie să ne-o asumăm, pentru că e la vedere. Imităm.
De cele mai multe ori am imitat bine. Au fost foarte multe cazuri și noi astăzi trăim o perioadă care ea nu știu când îi se va pune capăt și unde va duce. Noi imităm Occidentul și anume nu tot Occidentul, ci dacă se poate Occidentul mai îndepărtat, adică îi imităm pe americani. Începem să ne tutuim când ne cunoaștem. Hello! Ce faci, Ioane? Ce faci, Mario? Și să luăm din societatea americană exact lucrurile de suprafață, de la fast food până la această familiaritate, fără să ne gândim că totuși America profundă, ca și Europa profundă, continuă să-și pregătească foarte serios oamenii și să realizeze lucruri care duc societatea omenească înainte. Îndrăznesc să spun, și asta prin parcurgerea unor sute de materiale, de dovezi, de mărturii, că grecii au reprezentat acest element pe care noi puteam, de bună dreptate, să limităm. Veți spune, bun, nu erau în țara lor și atunci trebuiau să dea cei mai buni din ei, așa cum au făcut și românii după al doilea război mondial, când au plecat în exil. S-au manifestat, aș zice, majoritar, absolut impecabil. Poate a fost condiția lor defavorizantă, nu știu să vă spun, dar realitatea rămâne. Și anume, după căderea Bizanțului, dacă vin ca negustori, ca finanțiști, pentru că una din familiile ilustre ale Bizanțului, care sfârșește după un sejur de câteva zeci de ani la Hialos, undeva în Bulgaria actuală, când vin în țara românească, aceștia sunt oameni bogați, sunt oameni învățați, sunt oameni știutori și ajung foarte curând să fie socotiți făcători de domn, ceea ce nu este puțin lucru. Se vor afla în acest plan 2 până către secolul 17, când încep să ocupe și tronurile țării românești sau al Moldovei, ca să nu mai spunem că la sacrificarea lui Constantin Brâncoveanu, decizia porții este luată. Vor fi domni fanarioți în țările române. Și de unde, până atunci, acești oameni veniți în București, își construiesc biserici, își îngheagă o comunitate care nu va căpăta statut decât târziu, în secolul XIX, dar se creează cartiere în care precumpănitori trăiesc grecii. Grecii sunt cei care fac relații cu spațiul extra-românesc. Ajung să fie folosiți tot mai mult de domnitorii țării care, chiar fiind români cu ascendență de 4-5 generații, își dau seama că au nevoie de acești oameni. De ce? Pentru că o caracteristică a grecilor trăitori la noi, aș zice mai mult de 60%, a fost învățătura, a fost cultura. Grecii nu cunosc acest cuvânt care, vă mărturisesc, sunteți filolog, doamnă, și poate că o să ne spuneți de unde vine cuvântul șmecherie. Șmecheria nu i-a caracterizat pe greci în materie de învățătură. Așa se face că vin aici ca profesori, la profesori cu diplome foarte serioase, cu o învățătură foarte temeinică. Nu numai că vin în spațiul românesc ca profesori, ca medici, ca învățători, ca finanțiști, ca administratori publici. Dar fac mai mult. Reușesc să configureze o societate. O societate care, la un moment dat, vorbind limba greacă,
ca limbă cultă a epocii, să poate afirma că există o limbă greacă din Principate. Acesta este un lucru extraordinar. Și dacă noi trebuie să-l omagiem pe Șerban Cantacuzino ca primul domn al țării românești, trăitor la București, din familia bizantină a Cantacuzinilor, care se dovedește a fi, în primul rând, un excepțional administrator și omul care a știut să le țină piept turcilor. Foloseam acest cuvânt de șmecherie. Dumneavoastră o să caracterizați ce a făcut el, dacă a fost vorba de o șmecherie. Poate, dar era în interesul țării. E vremea, suntem în secolul XVII, când acest grec foarte românizat, foarte românizat, conduce țara, care e obligat să plătească un tribut. Tributul e foarte mare, e foarte greu. Carele cu galben pleacă către Constantinopol, dar sunt jefuite în Balcani. Și atunci anunță la Constantinopol că tributul a fost trimis, dar n-a ajuns. Dar el nu-i străin de acest jaf. E adevărat, dar banii s-au întors în țară și în vremea lui se realizează niște lucruri. Și eu v-aș îndemna să vedeți cotrocenii care sunt, sigur, cotrocenii actuali, nici președinția, nici muzeul nu arătau în vremea lui la fel, dar vă puteți face o imagine. Și acolo există o biserică și biserica aceea are în pridvor niște coloane. Iar înălțimea acestor coloane este de 1,96 m. Știți de ce? Pentru că era stânjenul lui Șerban Vodă. Care stânjen? Era înălțimea lui. Vedeți dumneavoastră, ăsta este avantajul, să fii domn, poți să faci așa ceva. Eu dacă aș dori să îmi nemuresc numele undeva în București și aș spune ce înălțime am, și pe mine și pe atâția bucureșteni, nu ne-a luat nimeni în seamă. Este, sigur, o pildă de autoritarism, dar este un autoritarism absolut benefic. Dar dacă în vremea lui Șerban Cantacuzino această prezență grecească este semnalată de la curte până la lumea asta a negustorilor, a celor care deschid prăvălii, a celor care vin aici, poate unii din ei sunt aventurieri, în secolul XVIII, supranumit secolul Fanariot, avem de-a face cu o cultură grecească aici, în spațiul românesc, unde îndrăznesc să cred că nu se compară nici cu ce s-a întâmplat în spațiul propriu-zis grecesc. De ce? Pentru că atunci spațiul grecesc era ocupat, făcea parte din Imperiul Otoman, grecii trăiau sub turcocrație, un regim de teroare, de neînțelegere, de vrajbă, de spaimă permanentă din partea grecilor. Motivele sunt multe, dar unul din motivele majore este diferența de credință. Pentru că în felul ăsta înțelegem de ce grecii au intrat așa de bine în spațiul românesc, de ce au fost receptați în asemenea măsură și de ce comunitatea de credință avea să genereze și unele excese. Mă refer la spațiul extra-românesc propriu-zis, la Macedonia extinsă, unde turcii păstrau o distanță față de creștini, iar grecii au spus foarte bine, sunteți creștini, deci sunteți greci. Acei dintre dumneavoastră care cunosc în amănunt sau au idee de ce se întâmplă și astăzi în lumea grecească știu foarte bine că nu poți să fii altceva decât trăind la ei, nu poți să fii decât grec. Și lucrul acesta a creat în spațiul, vă repet,
de dincolo de Dunăre, fricțiunile pe care le cunoaștem foarte bine, momentul lor de culme, aș zice că e anul 1900, plus minus. Dar revenind la acest secol fanariot, trebuie să vă spun că el a fost proiectat asupra înțelegerii noastre a oamenilor obișnuiți într-un fel destul de discordant. Cei care vroiau să plece asupra secolului cu atenție, cu minuție, fără partipriuri, și-au dat seama totuși că oamenii aceștia de mare mobilitate, de dorință de a face ceva, au intervenit în spațiul nostru, uneori chiar împotriva noastră. Despre ce-i vorba? Gândiți-vă că lor li se datorează, chiar dacă înființarea ca atare este atribuită pentru că el face statutul lui Constantin Brâncoveanu, există o Academie Princiară la București. Riscăm acum să vorbim, știți, de lucruri care au existat și pe care nu le mai putem arăta nici măcar cu degetul. Este vorba de Academia de la Sfântul Sava, Academie care depășește mult pe spudeii, pe învățăceii din spațiul românesc. Ăștia nici nu erau totdeauna majoritari. Această Academie a funcționat cam cu 350-400 de studenți, an de an. Și cei care au ilustrat-o, mă refer la profesori, erau intelectuali de mâna întâia. Bibliotecile lor, care din fericire s-au păstrat în Grecia, și vă invit, dacă vizitați această țară minunată, de început de civilizație, de început de cultură europeană, să nu ratați Volos. Lângă Volos este un munte, Pilion, care are așa o șosea în colimason și pe șosea asta se înșiră 24 de sate. E, în satele acelea sunt niște biblioteci sătești pe care merită să le vedeți. Le numim sătești pentru că și localitățile se numesc sate. Dar o să vedeți că sunt mai mult de atâta. Și aceste biblioteci, multe din ele, adăpostesc cărțile pe care au învățat spudeii de aici, de la București și de la Iași, cu profesorii pe care vă vorbeam. Nu e numai atât. Acești domni fanarioți, pe care literatura romantică i-a blestemat, i-a înfierat, erau ei înșiși, în majoritate, oameni foarte cultivați. Doamna Lazar o să vă prezinte câțiva dintre ei, traducători ai Voltaire, Mavrocordații, care fac Văcărești, un nou monument despre care dumneavoastră astăzi nu puteți decât să luați în mână un album aminte foarte frumos, scos acum, anul ăsta, chiar. Se mai întâmplă ceva care ne îndreptățește să spunem că, de fapt, o viață culturală, o viață spirituală grecească a fost mai activă în țările române decât pe propriul lor teritoriu. Și avem un personaj, și tot din colaborarea noastră a ieșit și cartea aceea pe care era bine să o aducem aici spre memorie, tot de lângă Volos, pleacă un greculi din ăsta, Frigas, de la Veleștino. E foarte tânăr, se naște în 1757, e foarte tânăr când pleacă de acolo, se duce la Constantinopol și pe urmă vine în Țara Românească. Practic, toată activitatea lui se desfășoară aici. Ce înseamnă asta? Înseamnă că face o hartă a Balcanilor. Face o hartă a țării românești, care este, iată, aici,
este extraordinar de minuțioasă. Scrie o Constituție. O Constituție valabilă pentru Balcani. O Federație a Balcanilor. Știți că în materie de federalizare a Balcanilor, gânditorii, așa cam la trei generații, aruncă ideea asta. Hai să ne federalizăm. E greu de spus dacă vom reuși. Da. Ideea, îndrăznesc să spun că prima dată a avut-o acest Rigas Veleștinul. Activitatea lui a fost absolut prodigioasă în spațiul românesc. La un moment dat a fost secretarul domnilor, iar casa lui s-a aflat, sunteți bucureșteni, știți foarte bine unde este Biserica Sfântul Dumitru de Jurământ. În rând cu Stavropoleos, în spatele Muzeului de Istorie, este o biserică mare, albă, paladină, vis-a-vis de ea era casa lui Rigas. Rigas, care era un personaj fascinant, s-a ocupat, între altele, și de avocatură, să folosim termenul modern, adică vecinii Bisericii Sfântul Dumitru aveau pricini cu autoritățile, pricini între ei, și el este cel care le reprezintă interesele. Din păcate, a terminat foarte prost, urmărit de autoritățile și austriece și turcești. Suntem la 1798, când ideile revoluționare începuseră să se reverse asupra Europei. Pleacă din țară, e prins la Calimegdan, la Belgrad și sugrumat acolo. Dacă vizitați Iugoslavia astăzi, puteți merge la Calimegdan și veți vedea și turnul unde a fost sacrificat acest erou, care nu e numai al Greciei, ci al Balcanilor. Pentru că trebuie să spunem că acești greci sunt cosmopoliți. Sigur că le plac țările române. Unul din ei și spune, dacă există paradis, și probabil că există paradis, ăla să știți că e țara românească. Fiindcă s-au simțit într-adevăr foarte bine în spațiul nostru. Dacă m-am recordați, rămân, gândiți-vă că au domnit așa câteva zeci de ani, au fost câteva zeci de domnii, și în șirul lor, să nu credeți că au intrat numai greci. Acum, trebuie să recunoaștem, chiar printre domniile voastre, sunt convinsă că se află urmași de greci. De ce? Pentru că această grecitate, îndrăznesc să spun că, în primul rând, este o stare de spirit. Ești grec din Epir, până la urmă se dovedește că ești român. Ești grec din Bitolia, de fapt, în sinea ta te socoți macedonean. Ești grec din insule? E da, acolo grecul e mai curat grec. Ești grec din Smirna? Stai să vedem care îmi sunt rudele. Prin urmare, această asumare a apartenenței a făcut ca în țările române să funcționeze regimul fanariot, dar el funcționează și cu albanezi, familia Ghica, domnește de 25 de ori, sunt 25 de domni ale Ghiculeștilor, de la 1661 până în 1857, de o familie de albanezi precizată. Racovițeștii sunt români, dar intră și ei în acest silaj al domniilor fanariote. Și făcând bilanțul lor, dacă suntem onești, dacă suntem cinstiți,
Și nu vrem să scrim pe toți pereții că suntem mândri, că suntem români, singuri, verzi, naționaliști, n-am cunoscut pe nimeni, noi am fost aici pavăză în calea răutăților. Trebuie să acceptăm că acești greci nu puteau fără noi să facă nimic aici. Au făcut-o uneori abuziv, uneori ne-au exploatat, uneori ne-au înșelat, dar bilanțul final este absolut pozitiv. De ce? În primul rând, ne-au culturalizat. Pentru că această academie, alături de care sunt o mulțime de alte lucruri făcute, să faci o canalizare, să faci un cadastru, să faci o numărătoare a populației Bucureștilor, să fac școli mai mărunte, mai însemnate, mai neînsemnate, să fac tipografii. Tipografiile acestea nu privesc precumpănitor texte grecești, ba aș zice că din potrivă. Să tipărește în românește, să tipărește în arabește și pleacă în Orient. Școli de pictură, școli de iconari, școli de muzichie. Toate acestea culturalizează societatea românească. Și vine un moment, aș zice că e un moment de criză, un moment dramatic. Da? Știți, istoria nu e lineară în care toți ne îmbrățișăm cu toți și ne iubim. E un moment în care românii și grecii nu s-au înțeles și totul s-a terminat cu o crimă. Și e foarte greu să o justifici. Eu am avut un moment, aș zice, dramatic, când nu știam dacă scap vie. Din această justificare, pentru că eram la Parlamentul din Atena și trebuia să discut despre relațiile lui Tudor Vladimirescu cu Alexandru Ipsilanti. E Revoluția, răscoala din 1821, răscoală pornită în acest context european de eliberare, de regenerare, de palingenezia a popoarelor, popoarelor din întreaga Europa. Bun. Era crezul grecilor, era crezul românilor. Și vine un moment când, din necugetarea acestui Alexandru Ipsilanti, fusese aghiotant al țarului, s-a gândit să înceapă mișcarea de eliberare a grecilor, nu din spațiu grecesc, cum ar fi fost normal, ci din spațiu românesc. Și ce era de întâmplat, s-a întâmplat. A ajuns în conflict cu Tudor Vladimirescu. Acum, sigur, conflictul putea să fie soluționat amiabil. Dar dacă ar fi așa și dacă noi acum am face judecăți de valoare a posteriori, am spune, păi, de ce războaie? Că puteau să se înțeleagă ăla cu ăla. Ei, nu s-au înțeles. Și lucrurile au degenerat, Ipsilanti punând să fie ucis Tudor Vladimirescu. Poate și această ucidere, poate și însumarea unor frustrări, a unor nemulțumiri, aveau să genereze un curent antigrecesc. Curentul, să știți că a fost mai puțin puternic decât vor mulți să-l considere. Și dovada este continuarea funcționării, în primul rând, a învățământului, a structurii lui. De ce? Pentru că e normal ca încet, încet, venind domnii pământene, fiindcă odată cu această revoluție românească și revoluție grecească eșuată pe teritoriul României, influența grecească e firesc să se reducă, e firesc să vină domniile pământene. Dar aceste domnii pământene preiau o serie de scheme, o serie de modele grecești care aveau să dăinuiască. Și dovada cea mai clară este prezența, aș zice, omniprezența grecilor în continuare în
spațiul bucureștean, materializată în apariția comunității grecești cu statut juridic, statut pe care îl dobândesc de la principele Cuza. Să spunem că principele Cuza însuși era după mamă grec. Saldini. Saldini. Greco-italian. Greco-italian, cum sunt și Rossetti, cum sunt și Stavila, care s-au făcut Stavila. Ăștia sunt ascendenții lui Fogălnicianu. Este și această dorință omenească a noastră de a ne găsi și o obârșie puțin exotică, dacă se poate, dintr-un neam sau dintr-un, dar de foarte multe ori este perfect adevărat. La Cozadini nu era nicio îndoială și pe lângă ei sunt foarte mulți. Această întemeiere a comunității bucureștene, această coagulare a comunității bucureștene, știți că avea să dea o congruență, un cheag, chiar funcționării capitalei noastre. De ce? Pentru că se recrutează foarte mulți funcționari, doctori, profesori, din rândul acestor greci. Îmi face plăcere să anunț că noi pregătim acum o carte foarte interesantă a unuia din grecii ăștia. Greci care se manifestă după 1821. E vorba de Constantinache Caracaș, cel care întemeiază Spitalul Filantropia. Acum, dumneavoastră trebuie să înțelegeți că dacă Spitalul Colțea e făcut de niște greci și e impozant și e frumos, la ora actuală vă duceți să-l vedeți, Colțea a beneficiat acum de o restaurare. O restaurare făcută de nemți, să ne înțelegem. Deci, lucrul e bun. În vreme ce Filantropia, spitalul modest, dar care a fost o adevărată salvare pentru 1813, se datorează acestui Constantinache Caracaș. A mers mai departe, dincolo de a fi medic, de a fi întâlnător, și a avut sponsor, și a avut oameni în jur, majoritatea sunt greci, deși este și un român, e vorba de Băleanu. Acest Constantinache Caracaș merge mai departe și face o carte, o topografie a țării românești. E o radiografie, sigur, puțin subiectivă, dar mai foarte adevărată, a realităților, în primul rând sanitare, ale țării românești, la mijlocul secolului XIX. Constantinache Caracaș însă nu este singurul care înțelege să se implice în viața orașului. Cum vă spuneam, sunt funcționari, sunt arhitecți, sunt oameni care înțeleg să-și aibă o patrie îndepărtată și o patrie reală, materială, în care trăiesc, în care se bucură și unde realizează cele mai importante lucruri din viața lor. Când veți răsfoi această carte, veți rămâne surprinși câte clădiri din București au fost construite de greci. Și poate dacă încercăm o statistică, familia care a construit cel mai mult aici e familia Suțu. De la Muzeul de Istorie al orașului, pe care îl cunoașteți foarte bine, până la case care nici măcar nu au o notă pe ele, o placă amintitoare, suțuleștii au construit pe Brezoianu, pe Bulevardul Carol, pe Bulevardul Magheru. Întâlniți case făcute de membrii familiei Suțu. Casa Hepites, a doctorului care a întemeiat Institutul de Meteorologie. Este pe Bulevardul Lascăr Catargiu. Nu e numai asta. Oamenii
aceștia, pe lângă construirea acestor case, profilează foarte interesant însăși societatea bucureșteană. Dacă în secolul XVIII a vorbi limba greacă era un semn de cultură, era limba cultă a Europei și mai acuzat a Europei răsăritene, încet, încet, în secolul XIX, datorită influențelor străine, datorită circulației care nu este de neglijat, a ideilor, a modei, a ziarelor, a rețetelor de bucătărie, încet, încet, greaca se restrânge pentru a face loc limbii franceze, dar limba aceasta franceză, dacă este adusă la noi, în spațiul românesc, foarte mult de ofițerii ruși, noi am avut 13 ocupații rusești, mă grăbesc să spun că asta, ultima din al doilea război mondial, nu era de natură să ne aducă și limba franceză, că ăștia erau mai simplu educați, așa, în Asia, nu. Dar, câtă vreme a fost o Rusie țaristă, toți emisarii lor, buni cunoscători de limba franceză, când au trecut pe aici, putem să spunem că au adus și au și impus. De ce? Pentru că a fost vorba de ocupații. Și în fruntea lor, trebuie să-l evocăm, n-are sânge grecesc, dar a fost o prezență marcată în spațiul bucureștean, e vorba de generalul Kiselev. În această tranziție de la o cultură care se exprima în limba greacă, dar care a adus în spațiul nostru și iluminismul, fiindcă vedeți dumneavoastră, nouă ne place foarte mult să spunem, am avut de toate, dar noi am fost, aici este centrul energetic al lumii, de fapt, noi am învățat pe latin limba latină, noi suntem, noi facem. Ați avut iluminism? Sigur că l-am avut. Păi a fost promovat de cine? Deci, oricând cercetezi acest răstimp al iluminismului, al unei dezvoltări culturale în fruntea căreia se află enciclopediștii francezi, constați că prioritar în spațiul românesc se manifestă grecii sau cei de formație grecească. Asta este un lucru foarte important. Au pierdut grecii din importanță în spațiul românesc în secolul XIX? Îndrăznesc să cred că nu. Și dovada cea mai grăitoare este un proces care s-a dezbătut numai citind actele procesului și vă amuzați, pentru că sunt niște pledoarii pro și contra, având la temei obținerea averii unui grec. Veți vedea ce consecințe a avut ruperea relațiilor româno-grecești. Despre ce e vorba? E un grec? Evanghelie zapască aici. Care vine în spațiul nostru, lucrează, că e un individ dinamic, și pe urmă face un lucru pe care noi sau eu nu cred că îl voi mai apuca să-l văd în spațiul românesc, adică să se schimbe mentalitatea oamenilor în așa fel încât, îmbogățit fiind, nu discut acum cum am făcut averea, sunt bogat, dar simt nevoia să o revărs și asupra celorlalți. Cu alte cuvinte, termenul e al grecilor, să devin un everghet. Ei bine, acest zapas este un everghet, e un binefăcător și e un binefăcător, în primul rând, pentru statul român. Trebuie să vă spun că
Zapas e cel care oferă Academiei o sumă de bani ca să facă un dicționar al limbii române. Și în urma lui vine, știți că în 1866 principele Cuza abdică și în locul lui vine principele Carol de Hohenzollern, viitorul rege Carol I. Sta să uită la Academie, vede că este abia înființată, că are în plan să facă un dicționar și vine și el cu 6.000 de galbeni. Era suveranul țării, începe să-i roage pe academicieni. O să faceți dicționarul, nu? Cam cât vă trebuie. Și academicienii români, că de-aia erau români, încep să... Nu vine niciun termen mai. Să mediteze. Să mediteze. Și au meditat până în 2012. Atunci s-a terminat dicționarul explicativ al limbii române, altul decât Dexul și astea care le avem toți în casă, la îndemână. E vorba, într-adevăr, de un dicționar foarte savant, cu etimologia fiecărui cuvânt, mai știu eu ce. Dar cel care a inițiat acest dicționar este acest Zapas. Sigur că, la un moment dat, Zapas face un testament, moare, face un testament și cine îl moștenește? A lăsat foarte mult statului român. Dar apar și niște rude. Mai că rudele astea vin din Imperiul Otoman, unde nu existau acte de stare civilă. Și atunci tu erai Iorgos sau Manolis, păi te știa popa, te știa vecinul din dreapta, din stânga, dar nu puteai să dovedești în fața unor instanțe europene, cum erau astea de la București, ți era imposibil să dovedești că ești nepot îndreptățit să capeți din moștenirea lui Zapas. Păi cum, dar mă știe toată lumea, mă știu. Era un lucru insuficient. Și de aici un proces care a dus la ruperea relațiilor diplomatice între Grecia și România. Să știți că lucrul, deodată și-au dat seama că toate aceste afaceri a miilor de greci, că era cu barcuța lui la Galați sau la Brăila, că avea o cafenea la București, că a avut proprietatea temporară a hanului Manuc la București, că era plăcintar în Dorobanți sau la Ploiești, din acești plăcintari trăgându-se și Caragiale, scriitor clasic român, dar cu o bârșie grecească. Deodată oamenii și-au dat seama că absența acestor relații diplomatice este îngrozitoare. Ce facem? Nu ne mai apără nimeni. Ba mai mult, suntem mai persecutați. Și sigur că au fost destule capete limpezi care să-și dea seama că nu se poate continua așa. Rezultatul, relațiile s-au reluat. Pe urmă, sigur că dacă vreți, au căpătat și un caracter grațios după primul război mondial. De ce? Pentru că regina Maria, socotită soacra Balcanilor, a tras niște sfori și s-au făcut niște căsătorii. N-au fost fericite, dar să știți că eu n-aș vrea să pun o maculă și de aici dumneavoastră să înțelegeți că tot ce privește relațiile româno-grecești înseamnă și nefericire. Cu alte cuvinte, este vorba de principesa Elizabeta, cum își zicea în intimitate, regina din Saba, căsătoria ei cu diadocul Greciei n-a funcționat. Cum bine știți, n-a funcționat nici căsătoria principesei Elena cu moștenitorul tronului României, viitorul rege Carol al II-lea. Da, astea au fost treburi de familie, treburi sentimentale, relațiile au existat și mai mult, poate că suma înțelegerii româno-grecești
O dau doi oameni politici din spațiul româno-greco-balcanic, nu? E vorba de Eleftherios Venizelos, marele cretan, marele om politic al Greciei, și Tache Ionescu, un personaj pe care și liberalii și conservatorii îl disprețuiau puțin. De ce? Pentru că era un self-made man. Este vorba de un ploieștean, băiat de cârciumar, trimis la studii în străinătate. E adevărat, era un self-made man. Dar a fost 15 ani corespondentul ziarului Times pentru Balcani. Iar despre el, Clemenceau a spus, iată un european. Adică acest Tache Ionescu a învățat să se poarte. A învățat franțuzește fără cheștevuri, a învățat englezește, how do you do, gata, acum știu englezește, nu. Vorbea limba foarte bine, știa să se poarte, știa să primească, știa să scrie, știa ce trebuie să facă în războaiele balcanice. Ce a făcut? I-a împăcat pe beligeranți. Și Grecia i-a fost atât de recunoscătoare, încât l-a primit cu torțe, cu vasele în Pireu, cu pavilionul ridicat, și l-a făcut cetățean de onoare al Greciei, al Atenei, de fapt. Era al doilea român, după Dora Distria, alt personaj interesant, se numește de fapt Elena Ghica, dar și ea este educată la București de un grec, se duce la Atena și este primită acolo ca o regină a spiritului. N-avea să rămână la Atena, ea își termină viața la Florența, unul din scriitorii cei mai cunoscuți ai secolului al XIX-lea, și tot ca o caracteristică a noastră, să nu vă supărați, dar trebuie să o mărturisim, noi nu suntem totdeauna dispuși să ne recunoaștem valorile. Mai ales dacă sunt femei. Fiindcă suntem o societate falocrată. Le admitem pe femei dacă sunt niște cuconițe nostrime, vopsite, dichisite și cu fuste cât mai scurte. Atât. Dar dacă una își dovedește ceva că are în cap, e imediat ținută la distanță. Așa s-a întâmplat și cu această Dora Distria, pe care au recunoscut-o, a recunoscut-o o societate întreagă europeană, dar nu și spațiul românesc, adică în dicționare are două rânduri acolo, că a existat și ea printre atâția alții. Sigur, asta ține de felul nostru de a recepta valorile și nu este singurul. Mergând însă în continuare cu aceste relații româno-grecești în timpul, în răstimpul dintre războaie, trebuie să vă spun că una din ambasadele cele mai trufașe și public acum un jurnal al unei doamne de onoare a reginei Maria, e vorba de Irina Procopiu, care se duce la aceste recepții la ministrul Greciei Colas. Și este absolut uimită de fețele de masă care sunt absolut extraordinare, de argintărie, de cristaluri și în genere de felul cum se aranjează masa acolo. Nu vă rețin atenția să vă spun că ea face și comparații, că e femeie, se duce și colo și colo și colo și povestește ce înghesuială și ce frig și ce mâncare rece și neapetisantă oferă alte ambasade. Dar în timpul celui de-al doilea război mondial, avea să se întâmple o nenorocire. O nenorocire care cred că nu s-a întâmplat multor popoare. Și traumele trăite atunci, poate că încep încet, încet să se vindece abia în zilele noastre, după Revoluția din
1989, și asta nu fiindcă oamenii au uitat, ci fiindcă au început să se ducă, iar generațiile care au urmat nu au avut aceeași agilitate în percepția a ceea ce a fost atunci. Despre ce e vorba? În momentul când izbucnește al doilea război mondial, România și Grecia se află în tabere diferite. Și asta a fost un lucru îngrozitor. Sigur, a intervenit ceva. A intervenit prezența reginei Elena, care l-a rugat pe mareșalul Antonescu și el a reacționat absolut admirabil, trimițând ajutoare alimentare Greciei. Era nevoie de așa ceva, pentru că știți foarte bine, Grecia era înconjurată acum de puterile Axei și oamenii mureau de foame. Trimisul nostru acolo, e vorba de Radu Scarlata Lion, avea doi băieți și povestea că a primit, murea de foame, că n-aveau de unde să le trimită. Era un embargo perfect. A făcut rost de un ou. Și oul acesta, la fiert, l-a dat jumătate unui copil, jumătate celuilalt copil. Iar pielița aceea subțire care rămâne pe coajă în interiorul oului, aia a mâncat-o el și cu Viorica, cu soția lui. Ca să aveți măsura a ceea ce a însemnat Grecia în 41-42, oamenii cădeau pe stradă de foame. Și s-a mai întâmplat ceva, aș zice, și mai îngrozitor. Războiul civil din Grecia a făcut ca 12.000 de copii să fie smulși din casele lor, luați de comuniști și trimiși în țările care acum se sovietizau, se comunizau, care, mă rog, intrau în altă rânduială politică decât cea pe care o cunoscuseră și Grecia și România până la război. Concomitent, grecii de la noi luau calea exilului. Care exil? Erau greci din România și se duceau unde? Se duceau în țara strămoșilor lor. Și poate nu există un lucru mai patetic decât să parcurgeți o publicație care a apărut între 1954 și 1968 și care se cheamă Vocea Libertății. Cine sunt redactorii? Sunt greci din România. Și este sfâșietoare această prezență a unor greci la Atena, dar ei sunt altfel de greci. Sunt greci originari din România, sunt greci care vorbesc perfect românește, greci pe care, dacă îi vizitați atunci, și ei și urmașii lor au rămas legați de țara asta, îți arată niște albume cu Brăila, cu Galații, cu București, cu sute de nume, că-ți nume grecesc, sunt nume românești, dar acolo a rămas și o parte din sufletul nostru. Ei bine, această fractură în relațiile româno-grecești, veți spune, e o diferență socială și aveți perfectă dreptate, sigur, era o diferență socială. Ăștia erau grecii bogați de aici, din spațiul nostru, care trebuiau să plece cu un bagaj de 40 de kilograme, cântărit, fiecare lucru era măsurat cu atenție, dar un grec a reușit să-i înșele. Știți ce a făcut? Acest bagaj de 40 de kilograme într-o ladă, ladă de lemn, bătută-l cuie, dar cuiele erau de aur. Băi, trebuia să facă ceva, pentru că la urma urmei pleca acolo, își găsea rudele, începea să caute, dădea anunț la mica publicitate, dar a doua zi trebuia să trăiască. Mie mi-a făcut plăcere să aflu lucrul ăsta și nu-i dau numele, dar are importanță. Bine a făcut și a ajuns foarte bine.
Dar din partea grecilor au venit acești copii pe care statul român comunist a trebuit să-i primească, dar nu era pregătit, fiindcă una era să le dai de mâncare și să le dai un pat să doarmă, dar trebuia să-i școlești. Cu cine? N-aveau manuale de limbă greacă, rămâneau greci. Și au învățat un fel de greacă de la niște institutori improvizați și, în primul rând, au învățat limba română. Ce erau? Erau români sau erau greci? Răspunsul îl dă un colaborator al nostru, un prieten al nostru, profesor astăzi, la Salonic. Apostol Patelachis spune, eu sunt oltean grec. Și are dreptate. Pentru că a trăit la Craiova și a făcut facultatea la Craiova, sigur că a învățat grecește, pe urmă, făcând facultatea de istorie, s-a luminat, a început să cerceteze, a învățat greaca normală, firească, literară, e în măsură astăzi să și traducă dintr-o limbă într-alta. Dar să știți că această cezură în relațiile, în genere, amiabile între România și Grecia ne-a costat foarte mult. De ce? Pentru că, așa cum vă spuneam și la început, grecii au fost totdeauna un element dinamic, un element de efervescență, de îndemnare, dacă vreți, la a face treabă. Și abia acum, după 2004-2005, când numărul grecilor care fac afaceri la noi a început să crească, s-o pot că este un element de natură să normalizeze și economia noastră. Pentru că, vedeți, noi suntem un popor absolut extraordinar. Dar, din caracterul ăsta excepțional, adesea o luăm aiurea. Adică mergem unii făi și alții cea. Și atunci e nevoie, dacă vreți, de niște elemente din astea anonime care să nu se plictisească. Astăzi a fost Kellner și pot să vă dau câteva exemple și sunt multe. Și mâine e primar. Azi a fost muncitor la Tohan. Muncitor necalificat la Tohan. Nu la Tohani. Tohan lângă Brașov, la fabrica de armament. Și acum este profesor la Facultatea de Drept, se ridică în două picioare și spune, vedeți, noi, oamenii culți. El se crede un om cult. Derapaje din acestea, care nu sunt puține la noi, dăunează foarte mult. Dar vine și elementul constructiv. Adică acei oameni anonimi, care nu sunt puțini, care lucrează, care restaurează frumos o clădire, care fac un raport documentat despre kilometru zero al Bucureștilor, o să râdeți, că noi nu știm care e kilometru zero. Poate să ne spună cineva care e acest kilometru, este la Sfântul Gheorghe. Da? Își mai au unii kilometru zero și la Teatrul Național. Toată această forfotă a societății românești, foarte expresive, foarte interesante, este potențată de acești oameni creatori. Și că este așa, trebuie să ne credeți, pentru că, iată, bun, ei au sponsorizat această carte, dar au făcut mai mult. Au reușit acum să însuflețească școala grecească din spațiul românesc, pe care nu o frecventează numai greci. Principal români sunt. Iată, de ce? Pentru că totuși limba greacă, spre deosebire de învățământul nostru superior, care a cam scos latina și greaca din uz, mai ales pentru istorie, ceea ce este foarte rău, ăștia și-au dat seama că este nevoie. Că e vorba de relații comerciale, că e vorba de interese, nu contează. Totdeauna când știi o limbă în plus, ești un om mai bogat. Mai bogat sufletește.
Eu nu vreau să fac reclamă la această carte, care n-ar fi putut să apară decât din buna colaborare pe care am avut-o cu doamna Elena Lazar și, firește, ne-au ajutat enorm de mulți oameni, de la cei care ne-au îngăduit să fotografiem la cimitirul Brodu, chiar în propriile noastre cavouri, că acum așa e acolo, știți? E unul care nu se pricepe la nimic, dar îți cere o taxă ca să te lase să intri în propriul cavou și să fotografiezi o piatră tombală. Până la cei de la Spitalul Filantropia, care s-au uitat așa destul de neprietenos la noi. Dar totuși, am reușit să adunăm în acest volum elementele esențiale ale acestei conviețuiri pe care, ignorând-o, nu înțelegem profilul orașului nostru, cu bune și cu rele. Față de celelalte comunități existente în spațiul bucureștean, Grecia are un avantaj. Așa cum, aflându-mă la Atena, în piața Sintagma, pe care o știți că e o piață zgomotoasă, dar sunt momente când ceva se întâmplă și poți să vorbești, chiar dacă ai o voce mai mică. Mă aflam acolo, eram cu o belgiancă, eram în căutarea unei străzi, nu știam unde este, și atunci am ridicat vocea, n-am o voce puternică, și am strigat: știe cineva românește să-mi spună unde e strada Ermu? Inutil să vă spun că Ermu era foarte aproape, da. S-au repezit vreo 10 persoane. Eu sunt din Brăila, eu sunt din Galați. Cum te cheamă? Sigur că vorbeau puțin cu accent. Și oamenii ăștia nu ne-au lăsat pe belgiancă și pe mine până n-am mers într-o cafenea, până n-am băut o cafea din asta minunată de-a lor. Eu eram la început și am făcut și gafa să cer cafea turcească. Care e grecească la ei, e aceeași, dar grecească. E aceea, dar nu pot să spun că e grecească. Și același lucru se întâmplă la București. Sigur, poate cei care au strămoși greci, mi s-a întâmplat să întreb: aveți rude greci? Da, zice, pe o soră a bunicului o chema Mariculi și știu că, sigur, erau greci, dar nu mai știu de unde vin, n-are importanță. Dar această apartenență, e o apartenență duioasă, tandră, fără consecințe, că acum nu știu dacă SRI-ul se mai interesează dacă ai avut un bunic sau un străbunic grec. Toată această înrudire română-greacă, să știți că face posibilă o fuziune sufletească pe care noi o resimțim foarte des și pe care sper că o veți trăi și dumneavoastră parcurgând acest album. Vă mulțumesc! Lazar, să spună totuși câteva cuvinte despre realizarea acestui album. Vă rog, doamne.